Cu el trebuie să... Da, cu el. Ah, îmi venea să strănut așa, mi se apropie ceva, nu? Am dat cu șpirii. Da, o avea aerisit înainte, adică nu e... Ok, bun. Dar de ce ați venit cu sacou? Păi așa mă îmbrac de obicei, nu? Nu e bine, dar jos? Da, nu știu, am înțeles că trebuie mai pe lejer, mai pe... Da. Nu știu, păi, mă deranjează la valierele astea tot timpul și de-aia dacă am sacou pot să le bagi. Ok. Pot să vă vorbesc la pertu, nu? Da, Liviu. Liviu și Maicu? Chițu. Liviu Chițu. Da, pare bine. Și ce faci tu, Liviu Chițu? Ce fac eu? În timpul tău liber, cu ce te ocupi? Sunt actor. Cred că de-aia am și fost invitat aici, nu? Sau, tu nu știi? Liviu Chițu, nu știu, eu știam de altul. E cunoscut? E cunoscut? Da, da. A, bine. A, e bine, e bine atunci. Bine ai venit, Liviu Chițu. Salut. Salut. Îmi pare bine. Dar și mie. Tu cine ești? Face mișto? Păi l-a spus? Nu, e cunoscut și el, e cunoscut și eu. Sunt cunoscut. Hai încă o dată, Liviu Chițu. Robert Ciupitu. Okay. Actor și eu. Chițu și Ciupitu. O combinație perfectă. Da, e perfect. Deci, ce faine, ce faine sunt scaunele, se-mi plac. Da, să nu te lași foarte mult, că e decor, nu e... Ok, da. Da. Bine. Spune-ne de ce te-ai făcut actor. Când eram clasa a noua, se organiza un fel de preselecție în liceu. Eu am terminat în Sinaia, la Mihail Cantacuzino, pentru un spectacol de serbare din aia de liceu. Da. Da? Și m-am dus, am dat preselecție, cei de acolo au zis că mă pricep, că am talent, după care am prezentat în cadrul acelui eveniment un monolog. Lumea a aplaudat, eu plecasem, pentru că nu înțelegeam care e treaba, ce trebuie să se întâmple la sfârșit. Nu eram mers la teatru, nu eram dus la teatru. Oamenii au aplaudat și m-au făcut să mă simt extraordinar. Am simțit atât de bine încât am zis că eu asta nu pot să nu fac toată viața. N-am putut să mai renunț la căutarea acelui sentiment de, nu știu, plin. Mă simțeam extraordinar atunci când lumea aplauda. Și atunci toată munca care a început atunci și care, iată, nu s-a terminat nici azi, a fost, practic, făcută în căutarea acestei senzații de a fi plin. Liviu, de ce crezi tu că un adolescent care vrea să facă meseria asta, da? Vrea să devină actor, ar trebui să facă studii de specialitate? E evident, adică orice ai vrea să faci ca meserie, ar trebui să studiezi asta ca să nu te pui în situația în care te dai mare că știi să faci ceva, dar de fapt habar n-ai. Nu-s de acord neapărat cu ideea asta, cum mulți vorbesc, că sunt mari actori uriași care n-au avut studii niciodată. Bun, aia sunt câteva cazuri, nu e un model de urmat. Practic, restul de 95% sunt oameni care au studiat asta și atunci de-aia. Ok, și după ce termin facultatea, ce se întâmplă mai exact cu un student la actorie? Se întâmplă ce alege el să se întâmple. Adică dacă el e serios, muncește și are și talent, dacă își dorește la fel de mult sau poate chiar mai mult decât atunci când a început să facă asta, el va reuși să lucreze. Acum unde depinde de oportunitățile care îi se deschid în față. Ce atur crezi că trebuie să aibă un adolescent care vrea să urmeze drumul ăsta? Să fie sincer. Așa. Asta cred că e o chestie de bază, sinceritatea, onestitatea. Să înțeleagă că e un drum lung între momentul în care zic îmi doresc, vreau mami și momentul în care ai puțin succes sau în care ai ajuns la parte din ce ți-ai propus, deci să nu uite de drumul ăsta, să aibă răbdare și apoi să își nutrească, dacă vrei, talentul. Sunt foarte multe licee care au trupe de teatru. Da. Crezi că cât de util ți se pare ca și adolescent să te îndrepți către o trupă de teatru a liceului? Foarte. Tu ai făcut parte, din câte știu, dintr-o trupă da, de eu teatru? Da, eu am înființat, când eram în liceu, împreună cu câțiva colegi mai mari, am înființat o trupă de teatru și a fost minunat. Mai apoi am tot lucrat mai bine de 12-13 ani cu tineri care fac parte din trupe de teatru și acum am o școală unde se întâmplă astfel de activități. Este foarte bine să faci asta, indiferent dacă vrei să profesezi sau nu, sau vrei pur și simplu să te dezvolți personal. Mai apoi, strict vorbind despre studenți, viitori studenți sau actori, da. Statistic vorbind, sper să nu mă înșel, dar cred că aproape jumătate din cei admiși la UNATC, la București, provin din astfel de trupe de teatru sau
cel puțin au participat măcar o dată de un an, doi, nu știu, la cursuri de dezvoltare personală prin exerciții de artă teatrală. Deci cumva ăsta ar fi un criteriu pentru care să fii admis la o facultate de teatru? Nu, în niciun caz. Okay. Nu, asta doar te ajută să poți să, nu știu, să te dezvolți, să te dezvolți, să evoluezi. Și am zis, repet, indiferent dacă vrei să dai la un ATC sau nu, dar da, sunt de acord cu genul ăsta de activitate și îl promovez. Chiar. Îți mulțumesc, Liviu. Și eu sper că am fost un moderator exemplar. Exemplar, da? Jur. Pentru prima dată chiar m-am simțit extraordinar. Hai, gata, îmi pare rău. Atât a fost. Vreau să verific sacoul, dacă s-a luat culoarea. Nu, no? E ok. E ok, uite, asta e okay. A rămas. Nu, okay. Că spuneam la final să-l iei, să-l repare, da. Păi, ce faci? Gata, plec. Salut, bine. Mulțumesc, hai să stăm așa ca la poză. Da. Foarte.